În această săptămână vor avea loc activități de informare și instruire a tinerilor și acțiuni de responsabilizare a părinților pentru prevenirea abandonului școlar, în special în comunitățile defavorizate. Acestea vor fi conduse de polițiști de la Inspectoratul de Poliție Județean Suceava cu ocazia evenimentului Recapitulare la Siguranță. În cadrul acestuia vor fi distribuite rechizite școlare și vor fi prezentate părinților avantajele aduse de un ciclu școlar complet. Manifestarea are loc datorită campaniei Vacanța s-a terminat, sunteți pregătiți pentru un nou început. Întâlnirile au drept scop prevenirea criminalității și a factorilor de risc care ar pune în pericol siguranța copiilor. Astfel, polițiștii din cadrul structurii de analiză și prevenire a criminalității, dar și polițiștii din proximitate și de la nivelul polițiilor municipale, orășenești și secțiilor rurale de poliție, organizează întâlniri cu părinții sau bunicii copiilor pentru a aduce în discuție problema siguranței celor mici. Această siguranță este raportată atât în viața de zi cu zi, cât și la nivelul mediului virtual. În cadrul acestor întâlniri, echipajele vor transmite recomandări privitoare la comportamentul preventiv din cadrul familial, dar și despre cel din exterior. Vor fi informați despre interacțiunea cu persoanele necunoscute, dar și cu cercul de prieteni. Nu va fi uitat nici fenomenul de bullying, care poate aduce grave consecințe, și nici rețelele de socializare sau internetul. În perioada vacanței au fost desfășurate campanii de prevenire și informare a tinerilor, tabere, școli de vară și activități punctuale de către polițiștii suceveni în parteneriat cu alte instituții, asociații sau organizații non-guvernamentale. Acestea au adunat peste 5.000 de copii din județ și circa 500 de adulți. Rolul activităților este acela de a crește gradul de siguranță al copiilor prin apelul la un comportament preventiv. Totodată au drept scop responsabilizarea părinților prin informațiile utile furnizate de membrii echipajelor.